Bună seara, Mirco, și felicitări. Omul meciului într-o victorie importantă pentru voi. Da, da, a fost un meci greu, dar a fost un meci chiar de fotbal, cu stadionul plin, multă lumea, gazon perfect, ce trebuie la un play-off de Liga 1. Și pentru noi victoria era foarte importantă, ne-am dorit, am muncit pentru acest trepunt și bine așa. Cât de mult v-ați dorit să vă luați și revanșa după ultimele două întâlniri dintre cele două echipe? Da, spunem noi o chestie de revanșă. Noi ne trebuia trepuntele. Ultima dată am pierdut și azi am castigat. Important pentru fiecare echipă e puntele. Simți că a fost unul dintre cele mai bune meciuri ale tale? Cum a fost duelul cu atacanții FCSB-ului? A avut multe intervenții salvatoare. Da, a fost, cum te-am zis, un meci frumos, ocazie la ambele porți. Bine că noi am castigat și sunt foarte fericit pentru băieții, pentru că a fost o săptămână puțin grea. Îți mai aduce aminte câte intervenții decisive ai avut în această seară? Nu, dar sincer, nu mă bag acolo, să 1, 2, 3, 4, importante pentru mine, cum am zis, pot să se termine și un meci 6-5, dacă castigam mai bine. Dar cum ai văzut execuția lui Bic? Cum s-a fost de acolo, de la tine, din poartă? Da, a fost chiar o șmecherie, cum se spune. Nu, a fost un gol superb și sigur, acum încă nu m-am întâlnit cu el și îl felicit pe el. Mulțumim, felicitări încă o dată. La revedere, mersi. Dacă trăiești în România și nu știi ce e șmecherie, trăiești degeaba. Dovadă priacere știe. Golul a fost o șmecherie, golul lui Bic. Dar cum vi se pare, Cristi Giambașu și Ilie Dumitrescu, faptul că la 2-0 pentru Craiova, omul meciului este portarul Craiovei? El este omul meciului, ales de cei de la Ligă și de deținătorul de drept. Au fost vreo 20 de minute în care a fost o presiune fantastică asupra Craiovei. 20 de minute după pauză imediat. De acord că e în care, într-adevăr, el a fost foarte bine plasat, pentru că tot ce a fost pe piplia celii. De acord că e un meciului? Dacă așa au dat... Nu, dacă e pentru tine, că nu e o chestie în absolut, nu e o decizie a curții, în alte curți. Nu, no, pentru mine e foarte greu să evidențiez decât jocul echipei la Craiova. Să-l ascultăm pe Bic. Cum a fost? Mulțumim foarte mult, ne bucurăm foarte, foarte tare că am reușit să câștigăm. Mă bucur foarte mult că am reușit să înscriu și un gol frumos în seara asta și mi-am ajutat echipa. Și suntem și primul gol în Liga 1 pentru Universitatea Craiova, după mult timp. Mă bucur foarte mult și sper să o ținem tot așa, să legăm victorie. Cel mai important gol din cariera ta sau cel mai frumos? Nu știu dacă cel mai important, dar cu siguranță cred că cel mai frumos. Dar te-ai aminte când a fost ultimul tău gol în Liga 1? Cred că acum un an și ceva, cred, da. A trecut ceva 2020. Timp. Da, a trecut ceva timp. Da. Hai, spune despre execuție. Cum ai văzut acolo mingea? Ce ai gândit în acea clipă? Am văzut că a lovit Iulian Cristea, a respins mingea. Am anticipat unde o să ajungă mingea și m-am concentrat să lovesc bine balonul. Deși FCSB-ul a avut posesia în această seară, la ce capitole i-ați surclasat? Da, într-adevăr. FCSB cred că ne-a dominat puțin și a avut posesie mai bună. Dar cred că am reușit să stăm foarte bine în teren, am închis foarte bine spațiile, cu toate că au avut și ei ceva ocazii de a marca, dar până la urmă suntem fericiți că am reușit să câștigăm. Vă doriți locul 2, așa se pare. Cu siguranță, noi încercăm, abordăm fiecare meci la victorie și încercăm să-i prindem din urmă pe cei de la FCSB. Sperăm că ei o să facă pași greșiți și noi o să continuăm cu victoriile. S-au resimțit probleme pe care le-ați avut în ultima perioadă, jucători care nu au putut să antreneze din cauza gripei, virozei. Astăzi a simțit în teren acest lucru din punct de vedere fizic? Da, într-adevăr au fost ceva probleme cu de sănătate, dar până la urmă trebuie să trecem peste toate și să mergem înainte. Mulțumim, felicitări încă o dată. Bună seara, Iulian. Te văd parcă mai dezamăgit decât niciodată. Greșesc? Bună seara, da, sunt foarte dezamăgit. Un joc care l-am controlat din primul minut. Din păcate a venit acea greșeală la mea, unde le-am dat șansa și din fără să ajungă la poartă au condus ei 1-0 pe un joc bun al nostru. Da. Cum a fost faza în care ai fost implicat, faza penaltiului?
Pentru că sunt deja două tabere care spun a fost penalti, nu a fost penalti. Din păcate n-am apucat încă să văd. Nu știu dacă l-am atins. Ce ai simțit acolo? Ce eu ai am zis că o dă foarte ușor. Nu mi-am dat seama dacă l-am atins. Cât de frustrant este să pierdeți de așa manieră? Ocazia ați avut, mingea n-a intrat în poartă. Cum ai spus, n-am pierdut de o manieră, nu știu cum. Da, ne-au bătut 2-0, dar eu zic că am controlat jocul. Ne-am creat ocazii chiar multe să marcăm. Din păcate n-a reușit și eu am marcat din, cred că, două șuturi, un penalti și un șut spre poarta noastră, am marcat. Se poate spune că s-a terminat cu titlul? Nu. Ne gândim încă, cum am spus-o și în celelalte meci, luăm meci cu meci. Din păcate aveam șansa să ne apropiem până luni când o să joace CFR. Dar asta este, mai sperăm. Era un obiectiv și al nostru să ne consolidăm locul 2. Acum trebuie să câștigăm la voluntari. Meci cu meci, dar nu prea mai sunt meciuri. Dacă CFR bate mâine, se fac cu puncte. Da, așa este. Dar și înainte era diferență mare, dar și am reușit să recuperăm. Acum ne dorim iarăși să recuperăm, dar cel mai important este să luăm locul 2. Pe teren propriu este al doilea pas greșit pe care îl faceți. Cum îți explici aceste oscilații pe care le-ați tot avut? Când ați avut ocazia să profitați de pașii greșiți făcuți de CFR, nu ați reușit pe deplin. Pe etapa asta încă nu e un pas greșit al lui CFR, că încă n-a apucat să joace, dar... Nu etapa aceasta, dar... Ne doream, eu zic că, cum am spus, am făcut un joc foarte bun astăzi, mingea n-a intrat în poartă și a venit acea greșeală și am pierdut. Mulțumim. Cum a simțit de pe bancă? A fost un meci greu. FCSB o echipă foarte bună, foarte periculoasă, mai ales în momentul când au balonul. Jucător cu personalitate, jucător cu calitate individuală foarte bună. Noi ne-am apărat bine. Am avut și șansă la câteva mari ocazii pe care ei le-au ratat. Dar sunt fericit pentru ceea ce au arătat băieții noștri astăzi pe teren. Ca randament și-au dat viața. Au încercat să facă ceea ce am vorbit, să întotdeauna să urmărească omul care pleacă după ce lovește balonul, pentru că asta este principala armă a celor de la FCSB, dau și pleacă și sunt foarte periculoși. Am stat destul de bine la faze fixe, câteva sincope la un corner, dar e normal, pe final n-a mai fost ordinea pe care noi o aveam normal. În mare sunt fericit pentru rezultat. Neașteptat rezultatul, ținând cont de tot ceea ce s-a întâmplat în ultima perioadă? Nu este neașteptat. Eu v-am spus și înainte de meci. S-a vorbit foarte mult pe această temă, dar noi niciodată nu am spus că jucătorii nu vor participa la meci. Am spus doar că sunt jucători care nu fac antrenamente. Câteva zile au fost 6-7 jucători, așa cum am spus și înainte de antrenament, de meci, care nu au făcut primele 3 zile, 4 zile după meciul de la voluntari, nu au făcut antrenament. I-ați bătut cu armele lor, cum s-ar zice, la posesie, FCSB-ul a fost superioară? Da, că vă aduceți aminte bine meciul din toamnă, de la Craiova, unde noi am pierdut cu 3-2 în ultimul minut. Și acolo am avut 3-4 șanse foarte mari la 2-2 și puteam să marcăm să câștigăm cu 3-2, iar înfrângerea a venit în ultimul minut și pentru noi a fost dureroasă. Sincer, a fost pentru mine foarte dureroasă, pentru că jucătorii jucaseră foarte bine. Astăzi au fost mult mai pregătiți, mult mai concentrați, au făcut ceea ce am discutat în ultimele zile și știam că avem calitatea necesară și noi să putem să-i batem pe cei de la FCSB. Vorbeam înainte de meci despre modul în care se vor așeza în fața jucătorii FCSB și ați anticipat corect. La un moment dat s-a schimbat sistemul și a trecut acolo la rând dreapta. V-am spus acest lucru pentru că majoritatea jucătorilor ofensivi de la FCSB își pot schimba poziția, pot juca pe oricare poziție din față. Bineînțeles, la un moment dat trebuie să existe o ordine, trebuie să existe o disciplină în ceea ce se face pe teren, dar asta nu este problema mea, este problema celor de la FCSB și trebuie să regleze ei acest lucru. Eu i-am pregătit pe jucătorii mei, le-am spus că întotdeauna jucătorii vor încerca să schimbe pozițiile, vor încerca să joace foarte repede, dintr-o atingere, două atingeri, pentru că au calitate foarte bună jucătorii de la FCSB. La 10 minute după ce l-ați introdus, Bic a dat un super gol. Ne aștepta primului gol pentru Craiova. Ne-am învățat lecția de la meciul trecut, pentru că la fiecare lovitură de aut am avut probleme și am alergat pe contraatac. Noi avem fază fixă și trebuia să alergăm după cei de la FCSB. Am hotărât că la meciul acesta să nu mai existe aut scurt decât aut aruncat în careu la bătaie.
să facem ceea ce lor nu le place. Pentru că este o echipă care, în momentul când au pus sub presiune, în momentul când ai jucători cu calitate la mijlocul terenului și poți juca foarte repede, au mari probleme pe această tranziție negativă. Am auzit de bucurie mare la final aici la vestiarul Craiovei. Normal, firesc, am înțeles că a venit și patronul Mihai Rotaru să vă felicite sau? Nu, Mihai de obicei nu vine după meciuri. Nu vorbim nici măcar mâine, vorbim după două zile. Nu contează, câștigăm, pierdem, același lucru se întâmplă. Dacă vă aduceți aminte, și ei s-au bucurat foarte tare la 3-2 ăla în ultimul minut. Se întoarce roata, așa e viața în fotbal. Și atunci le-am spus jucătorilor să ridice capul sus, să-i lase să se bucure, că e normal, au câștigat în minutul 93, dacă mi-aduc bine aminte. Vine următorul meci și atunci trebuie să arătăm ceea ce vrem să facem. Spuneați că nu vorbiți imediat după meci cu patronul. Este o regulă stabilită? Nu, este o regulă impusă de el, nu de mine. Da? Da, el nu dorește să vorbim foarte mult după meciuri. Încercăm ambii să ne punem la punct toate gândurile, să analizăm tot ce trebuie și vorbim cel mai bine a treia zi după meci, pentru că mâine nu discutăm poi mâine. Un moment special pentru dumneavoastră, revenirea pe Arena Națională, ați fost și aplaudat. I-ați aplaudat și dumneavoastră pe fani? Bineînțeles că îi aplaud și voi aplauda întotdeauna. Ce am trăit eu aici cu Steaua și cu FCSB, n-am cum să uit niciodată. Indiferent unde voi antrena, această echipă este în inima mea, pentru că am câștigat trofee, ne-am calificat în grupele Champions League, ne-am calificat în primăvara europeană Europa League. Aceste lucruri nu se pot șterge niciodată. E în inima lui, dar sună răzbunare un pic tot ceea ce a vorbit după această partidă. Mai ales pentru acel 3-2, acel 2-3. Simt că ăla a sfredelit acolo, binișor, în inima sau în fine, în moralul sau în nervii lui Laurențiu, cam și normal să a fost așa. E unul dintre meciurile. Senzație pe care o aveți în acest moment? Bună seara. Dezamăgit de rezultat. Consider că totuși am făcut un joc bun. Am supus la o presiune constantă pe cei de la Craiova. Nu știu dacă stau să mă gândesc acum la cald de la toate fazele. Nu știu dacă au vreo ocazie de poartă cei de la Craiova și ne-au dat două goluri. Și asta mă pune pe gânduri. Pentru că am încercat, am presat adversarul, n-am avut inspirație la finalizare, n-am reușit să marcăm și am, așa cum am spus, din nimic am primit două goluri. E o dezamăgire pentru mine, un meci important pentru noi a fost și mă așteptam la alt deznodământ și țin cont și de aspectul jocului. A fost și o ședință acum la final, ceea ce nu obișnuiți să faceți. Nu. Am discutat un pic așa câteva situații despre rezultat și despre faptul că, într-adevăr, suntem dezamăgiți de acest rezultat, pofida jocului bun, cred eu, al nostru. Personal, vă reproșați ceva? Când echipa nu câștigă, trebuie să mă gândesc și eu ce n-a funcționat și să remediez, din punctul meu de vedere, plus al echipei. Dar care au fost concret lucrurile care v-au nemulțumit, care credeți că n-au mers? Nu, că nu m-au nemulțumit. Încă o dată spun, jocul nostru cred că a fost unul bun. Cred că am jucat destul de bine, ne-am creat ocazii, n-am reușit să marcăm. Aici a fost problema. Plus că am primit două goluri, unul dintr-un penalti, celălalt dintr-un aut, o minge respinsă și o execuție senzațională. Și asta a fost. Atât am de spus. Bun, ați pomenit acel penalti. Ați contestat în timpul partidei, da, cum da, s-a portat? De pe margine. Să vedeți relori acum la final? Nu, nici nu m-am uitat, nu vreau. Nu, pe timpul meciului, în febra meciului, în febra jocului, e normal să fii subiectiv, poate. Dar nu vreau să vorbesc. Am avut și un gol anulat, nu știu, a fost fault, la ei a fost penalti, nu vreau să comentez. Asta a văzut arbitru. Asta s-a întâmplat. V-ați luat adio de la titlu sau încă mai sperați că cineva poate să încurce pe CFR? Cineva poate să încurce pe CFR, dar ce facem noi trebuie să ne gândim. Dacă noi nu putem să ne câștigăm meciurile, aici este problema. Și asta am tot discutat și am atras atenția jucătorilor vis-a-vis de acest aspect, că trebuie să ne preocupe în primul și în primul rând jocul și rezultatele noastre. Sper că doresc ca de la meciul următor să câștigăm și să avem alte să fie datele probleme. Da, dacă CFR va câștiga mâine, FCSB nu mai e la mâna ei, așa cum era înainte de această etapă. Da, într-adevăr. Mai sunt 7 etape, mai sunt 21 de puncte în joc. Eu cred că lupta încă nu e încheiată, dar e destul din ce în ce mai greu.
pentru noi. Cât de dezamăgitor este pentru dumneavoastră să vedeți un nou titlu cum se îndepărtează? Da, este. De când am venit, situația nu era roză, să spun, dar am sperat și sperăm în continuare. Faptul că nu reușim să ne apropiem de primul loc nu e plăcut pentru noi. Însă asta cred că ar trebui să fie, să ne motiveze mai mult și în momentul când intrăm pe teren și să tratăm un joc, să-l tratăm 100% ca și cum ar fi poate primul joc a unui jucător în Liga 1. Păi și de ce credeți că nu au tratat jucătorii 100% sau de ce în seara aceasta n-a lipsit acest lucru? Toate planetele păreau că se aliniază pentru FCSB Craiova, venea cu probleme, cel puțin așa au venit informațiile de acolo, inclusiv antrenorul Aurențiu Renghi spunea că înainte de meci, inclusiv el a avut astfel de probleme, jucători care nu s-au antrenat, totuși lucrurile, până la urmă, la final, stat 0-2 pe tabelă. Da, la final așa a fost, asta e rezultatul care a fost înregistrat, dar încă o dată, cred eu că jocul nu a fost rău al nostru. Eu cred că e o înfrângere nemeritată din punctul meu de vedere. A simțit că toate discuțiile acestea i-au distras pe jucătorii dumneavoastră de la miza acestui meci? Nu. Asta nu. Faptul că nu reușim să scriem din 3 metri sau ce situație am avut acolo, nu cred că ar avea legătură cu discuții și tot felul de asemenea lucruri. Faptul că nu reușesc jucătorii să înscrie din 3 metri se ține doar de ghinion sau și de faptul că poate, nu știu, s-au tot rotit, nu au jucat echipa cu un număr nou, meci de meci sau același jucător, de la joc la joc vedeam poate altă fotbalistă acolo în față. Are și acest lucru vreo influență? Nu știu dacă are vreo influență. Noi cred că am rotit, cum spuneți dumneavoastră, jucătorii, dar și rezultatele noastre au fost ok, într-un anumit interval de timp. Gândiți-vă că am câștigat cu aceste rotiri și cu aceste schimbări care am făcut, am câștigat câteva meciuri pe final de joc. Dar acum a fost ghinion atunci și poate a fost puțin noroc. Asta, da, până la urmă se compensează, ce să zic acum, nu pot să, așa e la fotbal, se poate întâmpla, din punctul meu de vedere chiar pot să spun că azi am avut ghinion. Te-l ascult. Suntem fericiți că am luat cele 3 puncte și că am câștigat pe Național Arena. Ai fost implicat în toate fazele controversate din această seară. De la golul marcat de Juma. Da, la golul chiar a fost foul. I-am simțit brațul când m-a lovit în cap. Și la penalti a fost contact. Da. Chiar m-a lovit. Ai simțit? Acum. Da. Și normal că cad. Ai și speculat puțin. Normal. Este important să speculezi momentele astea în joc. Pentru că sunt în joc cele 3 puncte și sunt importante pentru campionat. Dar am văzut că ai avut un dialog cu Iulian Cristea la finalul primei reprize, în timp ce vă retrăgeați la vestiare. Ce ți spunea legat de acea fază, bănuiesc că discutați? Nu, el a spus că nu m-a atins așa să fie penalti, dar eu am simțit contactul și am căzut. Crezi că acel penalti a fost decisiv în economia rezultatului? Nu cred. Contează. Au avut și foarte multe ocazii, putea să marcheze, ne-am apărat foarte bine și am venit și gol 2 pentru noi, printr-o execuție superbă a lui Bic. Și puțin noroc în acest meci, simți acum la final pentru voi? Da, am avut și noroc. În fotbal trebuie să ai și noroc. Când avem ghinion, nu zice nimeni că ai avut ghinion. Cât de frumos este să sărbătoriți aici pe Arena Națională o asemenea victorie după ce ne aducem aminte de ultima confruntare, acel 3-2 da, de la Craiova. Da, și în tur a fost 4-1. Mi-au aminte foarte bine. Ne-am mai bucurat pe Arena Națională când am câștigat Supercupa cu cei de la CFR și ne face o plăcere foarte, foarte mare. Da, nu mai există acel complex în fața FCSB-ului. Că la un moment dat ați dezvoltat un complex, era greu să câștigați. Era înainte, acum nu, orice este posibil în fotbal. E posibil chiar să-i depășiți pe cei de la FCSB în clasament pentru locul 2. Sunt 4 puncte acum între cele două echipe. Da, știu, mai sunt câteva meciuri. Trebuie să ne vedem de treaba noastră, să luptăm fiecare meci și să câștigăm. Etapa viitoare? Cum veți arăta? La fel cum ați arătat astăzi? Bineînțeles, vrem să câștigăm și cu cei de la CFR. Și vom vedea cum vom pregăti meciul. Mulțumesc! Seara. La seara? Da, este o distanță. Dacă ei vor câștiga, va fi o distanță mare, dar noi vom încerca să câștigăm fiecare meci, pentru că și astăzi, părerea mea, că nu meritam să pierdem, dar așa este în fotbal. Câteodată intră, câteodată nu. O surpriză destul de mare, acest rezultat. Da.
ținând cont că voi aveți tot lotul valid, Craiova venea după aceea Viroză. Da, nu contează Viroza. Am avut ocazii imense. Dacă marcam, puteam să marcăm lejer astăzi 2-3 goluri. Chiar a contat în mentalul vostru acest lucru, toate informațiile care veneau dinspre Craiova, că ei nu sunt 100%? Nu. Nu ne-am gândit la așa ceva, ne-am gândit să jucăm cum o facem noi, să combinăm și să reușim să marcăm. Din păcate, în seara asta nu am reușit. Ei, nu știu, au ajuns de două ori la poartă, ne-au dat două goluri. Asta este. Ați fost la vreun capitol depășiți? A fost ceva ce a făcut diferența în afară de... La goluri, atât. Atât? Cred. Da, cred că da. Cele două faze de arbitraj cum se aportă din teren? Golul vostru anulat și penaltiul acordat la contactul dintre Iulian Cristea și Andrei Ivan. Da, nu știu, nici nu m-am uitat pe imagini. Primul golul nostru, din ce am înțeles de la arbitru, a fluierat fault în atac. Nu știu dacă a fost, nu mai contează asta. Am avut acele situații în care puteam să marcăm și probabil dacă egalam până minutul 65, reușeam să câștigăm. Cum a fost această perioadă pentru tine? Convocat la echipa națională, apoi ai fost confirmat cu COVID, apoi ai făcut un nou test? Da, din păcate am făcut test, am ieșit pozitiv, nu aveam nicio simptomă. După am făcut iar test și am ieșit negativ. Nu am mers în Israel pentru că acolo trebuia să facem din nou test și puteam să ies acolo pozitiv. În cine vă pune speranțele că îi pot încurca pe cei de la CFR Cluj? Nu știu. Trebuie să ne punem speranțele în noi, să ne gândim că putem câștiga... Normal sunteți la mâna voastră acum. Da, cu siguranță, mai sunt multe meciuri, se pot încurca și eu odată, dar trebuie să câștigăm noi toate meciurile. Este destul de greu, dar vom încerca. Te văd foarte dezamăgit, la fel era și Iulian Cristea mai devreme la microfon. Vorbim de mulți ani aici, da, ești de mulți ani la FCSB, nu ai câștigat niciun titlu, parcă o senzație de deja vu. Simți acest lucru, că lucrurile se îndreaptă încă o dată spre această direcție? Da. Dar să nu uităm că în acest sezon CFR-ul a făcut un sezon fantastic. Uitați câte puncte au făcut. Cred că este record de când este sistemul acesta play-off, play-out. Din păcate nu am reușit să ținem pasul cu ei. Asta este. Am început prost sezonul. Sper să ne consolidăm locul 2 și vom vedea. Crezi că vei mai lua vreun titlu cu FCSB-ul până vei pleca? Nu știu. Nu pot să-mi dau părerea, dar cred. Eu sper ca la anul să facem și noi un sezon cum au făcut cei de la CFR anul acesta și să câștigăm. Mulțumim!